Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello și bine v-am găsit la un nou episod pe acest mini canal. Astăzi vom juca noul joculeț al Angelei și vreau să vă zic de pe acum că vă mulțumesc tare mult persoanelor care mi-au făcut spam de comentarii că s-a lansat jocul ăsta. Deci vă ador, vă iubesc eu tare, tare, tare mult, dar nu doar pe ele, dar pe toți vă iubesc. Ca să nu vă simțiți lăsați la o parte, nu, serios, acum vă iubesc pe toți, vă ador pentru că mă urmăriți și că vă place ceea ce fac aici și că sunteți tare drăguți și că mă susțineți și... vreau să vă zic o chestie, probabil ați observat sau nu, mai nou am devenit partener G2A, deci dacă folosiți codul TSUKI o să aveți reducere, de fapt nu reducere, aveți 3% cashback, deci o să fie puțin cam greu să mă obișnuiesc să spun asta în unele videouri, asta este, dar sper să folosiți codul și să mă ajutați și pe mine și să mă ajutați și pe voi pentru că aveți jocuri foarte ieftine, acolo, doamne, deci mă bâlbâi în ultimul hal pentru că sunt foarte încântată de faptul că suntem parteneri și pe lângă chestia asta că a apărut jocul ăsta, deci haideți să nu mai lungesc foarte mult și să dau pe click to continue. Ok, so, aparent, designerurile lui Angela au ajuns într-o carte și, ei bine, tipa asta, care cred că o cheamă Victoria, cred că așa o chema, îi zice, designerurile noastre, da, asta am vrut să spun. Oh, Angela Napoli! Oh, wow! Speram totuși să fi făcut secțiunea mea, mă rog, unde a fost afișată ea, mai mare, dar văd că deja e foarte mare, deci avea să fie și mai mare de atât. Oh, în comparație cu ăla, ok. Oh... So, se pare că un tip numit Sebastian, foarte bătrân, are o dita-i pagina în revista aia și cred că tipul ăla, bătrânelul ăla, vine în magazinul lor. Deci sunt sigură că asta se întâmple. Bam! Uite-mă, știam eu că asta se întâmple. Oh, ok. Oh. Fashion guru New Yorkului, da, sigur. Ok, aș putea să fac mult mai bine decât... Jesus? Jesus... Oh, doamne, Angela! Aș vrea să-mi întâlnești mentorul. Da, scutește formalitățile Vicky. Doamne, e foarte interesat tipul ăsta de Angela și de magazinul lor, ceea ce e destul de interesant. Oh, wow! Ce rochie faină are! Doamne, ce bine îi stă cu părul scurt cu Angela. Oh, doamne. Ok. Oh, este bine și în roșu! Oh! Ok, sau practic eu va trebui să-i fac un design pentru o rochie de nuntă. Ceea ce o să fie puțin cam dubios, cred. Pentru că noi n-am mai făcut asta până acum, dar o să fie un challenge pe care sunt sigură că o să reușim să îl ducem la capăt. Apropo, dacă mai țineți minte, rochiile astea, ok, portocalii, sunt de când am terminat jocul ăla cu High School Reunion sau ceva de genul ăsta, când Angela a ajuns la închisoare. Și de asta sunt portocalii. Uite, îi place? Cred că visează! Sigur visează! Eram sigură că visează! Deci, zice că e oribilă și că arată ca ideea unui copil de 5 ani. Oh-oh! Și acum o să fac adevărat o rochie de mireasă. Wow! Wow, arată superb! Oh! E disperată! Ok, și acum se oprește. Te rog! Oh! Ok, asta e foarte drăguț, chiar nu mă așteptam să se ofere să o ajute. Da, și eu nu am o chestie, e posibil că microfonul meu să se aude puțin metalic pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar domnul meu motanel foarte simpatic a dat peste el. Și am realizat că în unele video se aude așa, sau momentan nu am ce să-i fac și sper să nu vă deranjeze foarte mult. Mamă, dar ce frumos e locul ăsta! Oh. Ok, nu cred că vreau să știu cum se fac chestiile magazinul ăsta, pentru că noi deja ne-am obișnuit cu stilul ăsta de joc și nu cred că o să fie foarte greu să trimit oamenii unde trebuie. Ok. Îmi place că sunt aceiași clienți, știi? Asta îmi place tare mult. Perfect! Oh, îmi place de tipa asta. Stai așa o secundă. Cred că e același client, dar are freza schimbată. Ah, uite și oricelul. Ok, că-ți dai o rochie imediat. Perfect. Trebuie să ne ducem să descriem ideea. Trebuie să-l impresionăm pe Sebastian. Mamă, ce nume interesant are Sebastian. Like, acum foarte mulți ani, mă rog, nu foarte mulți ani, mă uitam la anime-uri. De aici și intro-ul ăla pe care l-am făcut în vlogul anterior. Și mă uitam la Kuroshitsu Ghibli, m-am uitat la anime în sine, de acolo am descoperit ce o trupă de gazet. Îmi place tare mult, nu știu dacă știți de ea, e G-Rock, deci sună foarte ok, chiar și la vârsta asta îmi place, nu știu exact de ce. Și, unde sunt papucii? Ok. Și ideea e următoarea. Am stat într-o seară și am citit tot manga-ul până la capitolul 60, cred, sau cât era. Efectiv, toată noaptea asta am făcut, am citit manga-ul ăla și mi-a plăcut tare mult. Și numele ăsta Sebastian mi-aduce aminte de Sebastian, demonul ăla, știi, servitor din manga. Sunt sigură că fetele le știu. Adică știu că era foarte în vogă pe atunci. Și la un moment dat s-a făcut al nu știu câte la sezon și apoi era devenit în vogă și bine, era și mai bine desenat, și mai bine animat, și era mai frumos. Ideea în sine este că de acolo vine numele și sunt sigură că îl știți și voi. Așa. Incredibil! Da, normal că sunt incredibile, mă, doar sunt TSUKI. Come on! Come on! Oh, ce buloane are manichidul ăla. E fericit? Are o freză foarte ciudată totuși. Îmi place că are foarte mult păr în cap, e alb pentru vârsta lui. E foarte mult păr, dar are niște perciuni ciudați în jos. Oh, Doamne! Ok, so practic Angela este și puțin supărată pe faptul că nu e de acord cu tot ce face, dar sunt sigură că o să reușim să trecem peste chestia asta. Ok, din păcate nu am putut să pun sunet pe joc, pentru că aparent mi-a schimbat căștile la un moment dat și nu lua sunetul de pe căști, că practic în OBS trebuie să te duci și să-ți pui tu chestia aia acolo, că OBS-ul ți-o pune singură și nu mi-am dat seama, deci îmi pare tare rău că n-ați auzit toate sunetele care erau pe fundal. Acum o să le auziți și sunt singură de chestia asta, mă rog, o să încercați să le auziți pe lângă vocea mea fabuloasă, care știu că vă place și v-a atras tare mult de la început, sper. Ah, Doamne! Oh! E la costum! Ok. Ok, so, trebuie să fac ceva super fain până la finalul zilei. Uite, îl știu pe tipul ăla. Oh! Oh, ce drăguț! Wait, se mărită? Wait, ăsta este un magazin de nunți? Mă rog, de chestii de nunți? Wait! Asta e foarte dubios. Cu cine se căsătorește Fran? Ok, sunt foarte curioasă. Oh, și trebuie să-i scriu mesaje. Oh, uite tipa aia faină. Așa, l-am dat. Luăm bănuții. Încă un mesaj, bine. Ia să vedem, sigur... mă vrea pe mine, ok. Pac, pac. Oh, ok, i-am luat măsurătorile, asta e destul de interesant. Și trebuie să-i duc acum rochia, imediat. ce bătrânica drăguță! Oh my god! She's so sweet! Ah. Nu, este fratele meu geamăn, Frank! Da, sunt sigură de chestia asta. E o scuză foarte bună, ce pot să zic. Ok, la astea, mergem rapid, îi le duc ei. Hai că sunt curioasă. Ok, apoi trebuie să iau astea două și trebuie să merg la casă. Oh, și practic am terminat challenge-ul, ceea ce a fost foarte ușor. Surprinzător de ușor. Place și de tipa asta, e drăguță. Ok, am măsurătorile. Parcă văd că vrea rochia asta, pentru că nu prea are ce altceva. Ok, vrea și cercei. Bun, trebuie să refac. Come on. Oh, dar ce rapid am făcut-o. Acum trebuie să mai aștepți mult timp. Asta e foarte bine. Oh, ce fericită e. Ok, hai să te ajut la spate. Ia să vedem. Doamne, acum văd ce pantofi fain avem. Oh, ce tare. E prea fain. Mi-aduc aminte că am purtat tot timpul platforme, deși eu sunt destul de înaltă. Da. Și pe la nunți, și pe la banchet, și la chestii la care am mai fost, tot timpul purtam tocuri cu platformă. Și eu am 1,70 m. Da, știu că nu pare, dar am 1,70 m. Și stau și mă gândesc acum că portam platforme destul de înalte. Oh, doamne, nu mai port platforme, lasă. Nope, nu o să mai fac asta. Oh, uite-l! Oh, l-a prins! Sau cine este doamna norocoasă? Nu știu ce vorbești. Este un singur motiv pentru care te duce la un magazin de nunți. Ok, m-ai prins, o să mă mărit în câteva luni. Dar sunt curioasă cu cine? Ok, numele este Caroline. Am ieșit de aproape acum un an. Ce drăguț. Și n-am pomenit niciodată de chestia asta. Sunt curioasă cum arată și dacă o cunoaște Angela. Ok, ceva îmi spune că Angela o știe pe Caroline. Ceva îmi spune că asta este. Și pe lângă chestia asta mă gândesc că o să fac rochia de mireasă și o să dau ei într-un final. Nu știu de ce, dar la asta mă face să mă gândesc. Ok. Foarte multe mesaje. Tap, 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 tap. Ok. Oh, sunt într-un grup gen WhatsApp sau Messenger. Oh. Jesus. Oh. Și vrea să se întâlnească cu fetele la Fran. Adică acolo, la cafenea. Dar toate sunt ocupate și nu s-au mai văzut de foarte mult timp. Foarte, foarte mult timp. Oh. Ok, trebuie să termin rochia aia pentru el. Și avem noi produse. Interesant. Foarte interesant. Desigur că ai nevoie de mine, nu te poți descurca singură. Deci ar fi atât de drăguț dacă și-ar lua toți chestiile, știi, și s-ar duce acolo și n-ar mai fi nevoie de mine. Ar fi mult mai easy așa, dar hei, e un joc și nu poate să fie ușor. Yay! Așa. Bun, cât se gândește ea, mai luăm câteva chestii. Mama, aproape am terminat rochia, surprinzător. Ok, trebuie să curăț acolo. Ok, am la bănuții, trebuie să fac curat și acolo. Sunt curioasă. Wow, ce pantofi și a băbuța asta, mamă, ce tocuri. Wow. Am găsit ușoare când dreapta, dar nu l-am văzut. Ups. Nice, am terminat asta. Bun, avem nevoie de astea două. Oh, perfect, și acum lumea se poate îmbrăca cu rochia aia. LOL. Ok, asta e foarte tare. Nu vine să cred. Ce tare. Ok, și gen pot așa să fac mai multe chestii. Ok, asta e foarte tare. Ok, acum vrea și rochia asta, bine. Ok, avem nevoie de astea două. Unde e șoarecul ăla, fratele meu? Deci eu îl aud în dreapta, pe pariu că e undeva prin stânga. Dar eu nu-l văd. Ok, sunt foarte curioasă dacă mai apare pe undeva. Sunt atentă, încerc să fiu atentă. Come on, șoricel? Nu vrei să apari? Te rog frumos. Te rog. Ok, nu vreau. Ce să faci? Frumos tatuaj. Bun, astea două se potrivesc împreună. Tipa asta are gusturi bune. Unde-i șoarecul? Aha! Păi, am zis bine, deci eu îl aud în cască pe dreapta și el în stânga. Și credeți-mă că îl aud ca lumea, că am căștile bine puse, cred. Cred că sunt bine puse, stai așa să văd. A, nu sunt bine puse. Nu. Mi-am dat seama acum că nu sunt bine puse. Ok. Upsi. Se mai întâmplă. Haha. Ei, știu, sunt incredibilă. Mi-am pus căștile invers. Top. Foarte fabuloasă și incredibilă pentru treaba asta, doamne. Oh, apartamentul ei. Ce drăguț. Oh, Kitty nu poate să vină. Parcă văd că nici ea nu poate să vină. Oh, ce aiurea! Ok, ceva îmi spune că nici Jenny nu o să vină. Oh. Oh, ok, asta e foarte trist. Oh, doamne. Oh, what? Ok. Wow. Uite, cine pot să cumpăr rochii și chestii și să o costumez pe tipa asta? Asta e foarte interesant. Erika, Cristina, ok. Malisa, Timsha. Cine sunt astea? Ok, aparent sunt modele. Ok, sunt persoane de la TV posibil pe care eu nu le știu. Nu sunt mândră de asta. Păi, dragii mei, eu bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos și să nu uitați să verificați linkurile din descriere. Și să vă abonați, să vă abonați, pentru că îmi dau seama că jumătate din persoanele care se uită la mine, chiar mai bine de jumătate, statistic vorbind, am verificat, nu sunt abonate sau nu au canal de YouTube, ceea ce e destul de nașpa și e foarte greu să-ți creezi unul. Deci vă rog tare mult să nu uitați să vă abonați. Eu v-am pupat pe toți și pa, pa!